Măsuri luate și de Ministerul Educației pentru limitarea răspândirii cazurilor de infecții respiratorii, gripă și, de ce nu posibil, coronavirus. E bine, ministrul cere conducerilor școlilor să limiteze, să suspende, chiar să anuleze toate activitățile care implică deplasări în străinătate. Vrem detalii. În direct cu noi este purtătorul de cuvânt al Ministerului Educației, domnul Cristian Tănase. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce anume le cereți școlilor, unităților de învățământ? Având în vedere această evoluție a situației epidemiologice, Ministerul Educației și Cercetării a solicitat printr-o adresă către inspectoratele școlare județene câteva recomandări de prevenție, și anume, așa cum a spus și dumneavoastră, limitarea, suspendarea, anularea activităților care implică deplasări în străinătate, iar în cazul în care aceste deplasări au loc, anterior revenirii în țară ar trebui ca inspectoratul școlar județean sau inspectoratul școlar al municipiului București are obligația de a informa Direcția de Sănătate Publică despre acest aspect. Totodată, persoanele care au efectuat deplasări în străinătate vor prezenta la revenirea în unitățile de învățământ un certificat medical sau o adeverință medicală care să ateste că persoana este clinic sănătoasă. Ministerul Educației și Cercetării a mai recomandat o altă măsură de prevenție, ca limitarea la maximum sau suspendarea organizării diferitelor manifestări colective școlare sau extrașcolare, de la simpozioane la conferințe, excursii sau vizite de studiu la nivel local sau național. Săptămâna școală altfel se mai ține? Ministerul Educației și Cercetării, legat de această activitate școală altfel, a recomandat ca activitățile planificate să se realizeze mai degrabă în incinta sau în seriul unităților de învățământ și nu în diferite alte locuri aglomerate, tocmai pentru a evita în acest mod riscul apariției de unor cazuri de noi îmbolnăviri. Pot fi suspendate și olimpiadele, testele sau diversele concursuri școlare? Se poate ajunge aici? Cred că este mult prea devreme să vorbim despre suspendarea diferitelor olimpiade sau altor activități. Așa cum au spus și ceilalți invitați în cadrul emisiunii dumneavoastră, nu avem niciun caz confirmat de coronavirus în România. Numărul școlilor închise pe cazuri de gripă raportat ieri de către inspectoratele școlare este cu mult în scădere față de sfârșitul săptămânii trecute. Gripă normală, să zic așa. În momentul în care vor fi dispuse alte măsuri, atât la olimpiade cât și la alte concursuri, cu siguranță Ministerul Educației și Cercetării va informa atât inspectoratele cât și publicul larg și vom lua toate măsurile care să fie spre binele copiilor. Există școli ai căror elevi să fie în carantină. Ce informări ați primit din țară, din București? Nu există școli care au, să zic, carantină. Într-adevăr, există unități de învățământ în care profesori și elevi au fost plecați în diferite zone din Italia, în diferite programe și s-au avut o izolat la domiciliu timp de 14 zile. E mai mult o măsură de prevenție. Nu au manifestat diferite stări de, nu știu, febră, amețel sau altele de genul, dar au preferat și este foarte bine, au informat atât DSP-ul cât și conducerea inspectoratului școlar de această decizie și sunt izolați la domiciliu timp de 14 zile. Unde anume se întâmplă asta? Sunt în mai multe județe, în trei județe, să zic, inclusiv Capitala, Botoșani, Brăila. Ne puteți spune despre câte școli e vorba? De câte o singură școală în județul Botoșani, o singură unitate de învățământ în Brăila și câteva în București, undeva până în 5, parcă.